Handbaliștii suceveni reiau meciurile oficiale după o pauză de 2 săptămâni. CSU Suceava va înfrunta Politehnica Iași într-un joc programat duminică de la ora 12 în sala Dumitru Bernicu. Cel mai probabil, meciul se va disputa fără spectatori. Păi avem un meci duminică cu Iașu și cu o stare de spirit nu prea bună, așa se spune, ieșită din competiție. Nu... Dar meciul se va juca, trebuie să-l luăm cele 3 puncte și apoi va urma oricum o pauză de 3 săptămâni și vedem ce se mai întâmplă în continuare. Facem acum câte un antrenament pe zi, vedeți, aici oprit totul, avem sala la dispoziție fără nicio problemă, dar vom vedea ce hotărâre vom lua în continuare sau ce vom primi de la federație sau de la... Eu nu cred că se va opri și la noi campionatul la un moment dat. Dar vedem, deocamdată trebuie să jucăm această etapă și etapă care cu siguranță se va juca fără spectatori. Chiar dacă ieri aveam certitudinea că se va juca cu 200 până în 200 de spectatori, acum s-a schimbat de pe o zi pe alta și vom juca fără spectatori cu siguranță. De-aia e și greu să îi motivăm cu... Să vedem la ora meciului. Oricum, trebuie să câștigăm acest meci, oricum va fi. Sunt niște măsuri, să zicem, de siguranță. Da, nu e sentiment chiar plăcut să joci fără spectatori. E ca și cum ai avea meciuri de antrenament, dar dacă astea sunt măsurile și așa trebuie să ne modelăm pe ele, n-avem de ales. Dar totuși ar trebui să ne motivăm în continuare și cu acești adversari, pentru că ultima oară n-am avut un rezultat chiar foarte bun cu Botoșane și... Drept dovadă, trebuie să ne motivăm indiferent de adversar, chiar dacă jucăm cu Târgoviște, chiar dacă jucăm cu Botoșani, Iași sau Galați, trebuie să tratăm fiecare meci la fel. Meciul dintre CSU Suceava și Politehnica Iași va fi condus de brigada băcăoană de arbitri a Vădanii Popovici. La ultima vizită la Suceava, ieșenii au fost învinși de gazde cu scorul de 48-17.